Salut! Astăzi vreau să discutăm despre tokenul EGLD, să vedem unde ar putea ajunge, care ar putea fi bottom-ul lui. Dacă îți plac acest tip de videouri, poți să dai și un like, poți să dai și un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult, pentru tine e gratis și ți-a doar 3 secunde din viață. Cum suntem pe explorerul lor, celor de la Multiverse X? Totul merge. Aici vedem câte aplicații, câte fiuri, prețul care este în prezent. Până la urmă, treaba merge. N-au avut probleme, n-au avut incidente majore, în afară de acel hack. Și problema, pentru mulți dintre voi, probabil se pune, ok, Dan, vreau să acumulez, unde ar mai putea ajunge? M-am săturat. Cum toate cad aceste altcoinuri, care ar fi următorul nivel de suport mare pentru EGLD, care deja ar putea să fie și bottom, îmi dă seama deja de la minus, cred că e 93-94, acum dacă mai cade încă puțin, chiar suntem spre fundul sacului, ca să zic așa. Și acum să vă prezint ce am avut desenat pe grafic în trecut, era această zonă. Au fost doar două candele verzi, nu a reușit să se susțină prețul, a venit dump-ul acesta major, deja știe toată lumea. A spart fostul low din decembrie, deci după 6 luni a făcut un low și mai mare. Și cum ziceam în ultimul video, candela a doua deja dădea semne că vrea să meargă după lichiditate, după week și în prezent se și vede, se duce în jos, suntem pe weekly. Și eu aveam desenat, așa ca și zonă de suport, doar uitându-ne pe grafic, unde sunt foarte multe atingeri, zona aceasta între 22 și 25. Și acum am zis, hai să trag și un Fibonacci, să vedem ce ne arată, unde ar fi confluențe. Și 0.786 este mai jos, este în zona de 16.78, hai să zicem $17. Acum, dacă ajunge chiar până acolo, nu știu ce să zic, șanse ar fi dacă vine o nebunie, încă o capitulare, dacă Bitcoin acum s-ar îndrepta spre 21, unde este acel gap, sau nu chiar acum, peste noapte, dar zic în următoarele luni, vă dați seama că altcoinurile măcelărite deja, pentru ele este un fleac să mai cadă până în acele zone, dacă ar fi de aici până acolo, cât ar mai trebui să cadă. 40, aproape 41%, când deja e căzut, cred că aproape 94%. Poate ziceți că nu are șanse, are, dar acum nu știu cât de mari, vă dați seama, nu știu viitorul, unde eu am pus următorul suport, unde eu aș cumpăra dacă aș fi investitor în EGLD, în Multiverse X, ar fi aici și aici cât ar mai trebui să cadă, de la 11 până la 23, vă dați seama, 23% are șanse aici la 22. Acum, dacă ajunge chiar la 0.786, la $16, nu știu ce să zic, dar dacă ne uităm efectiv doar pe grafic, ar fi aici atingere, ar fi aici zona de atingeri, cumva s-ar pupa, cum zic eu, și cu Fibo. Acum, nu înseamnă că dacă un Fibonacci este la un anumit nivel, acolo va ajunge și prețul și gata, acolo ne punem ordere și noi știm viitorul, știm care este bottom-ul. Dar, dă seama, e bine de știut, e bine de urmărit, să avem în vedere ce nivele sunt, unde ar putea veni panica, unde am putea să acumulăm, dacă dorim să deținem pe termen lung. Și acum hai să șterg și Fibonacci. IME-urile, deja același pattern ca pe toate celelalte altcoinuri, și-a luat reject tot timpul din IMEI 21, nu reușește să se susțină, aceeași linie de trend MOV, deci dacă acum nu ați ști, acesta este graficul pe EGLD, se potrivește pe, nu știu să zic exact din burtă, dar probabil pe 70-80% dintre altcoinuri exact același tipar, au pompat bine, s-au dus din nou jos, s-au dus din nou iarăși jos. Deci au mers stilul acesta sus, s-a dus în jos din nou și apoi iară mai jos, s-a dus și mai jos. Deci
trendul este clar descendent. Și cum am explicat și în videoul anterior, poate mulți dintre voi nu l-ați urmărit, aici, zona de 39, a fost un suport foarte mare pe care Elrond l-a pierdut și unde traderii deja știu că s-a gătat petrecerea și se duce spre bottom sau un nou lower low, a fost aici în zona de 35. Aici structura s-a pierdut de tot, era ultima șansă să țină, să încerce, cum am desenat și aici, să facă un higher low, la fel cum a făcut Gala. Am postat mai devreme video și despre Gala, dacă vă interesează puteți să vă uitați. Puteți vedea, puteți face comparații între structura de preț, cum arată Gala, cum arată Sandbox, filmat puțin mai devreme, și cum arată Multiverse X. Cum noi trebuie să analizăm, unde trebuie să vedem că ar fi structura de preț care indică o potențială reversare pe termen scurt și mediu și unde efectiv trendul îți spune nu, ok, done, nu, aici nu există cumpărători, se duce mai jos, nu are forță momentan, mai are de coborât sau de reacumulat. Și acum hai să vedem și pe daily cum arată, are ceva vână sau nu, EGLD. A avut 3 zile de verde, lumea aici probabil s-a bucurat și ce a venit prin două candele, s-a luat tot ce s-a câștigat și acum se duce spre week, spre 28-32. Și acum dacă ne uităm, suntem pe daily, unde ar putea lua ceva suport pe termen scurt, unde sunt cele mai multe atingeri. Ia să vedem, ar fi zona aceasta de aici, e la 28. Deci acum exact e oprit, deci s-a și dus până în 28. Sunt destul de multe atingeri, există suport în acea zonă. Rămâne de văzut dacă prețul reușește de aici. Reușește de aici să țină și să încerce mai sus. Ați auzit deja interfonul, s-a gătat petrecerea pentru mine. A venit copilul acasă, cam atât despre EGLD astăzi. Ne reauzim într-un nou video. Dacă ți-a plăcut, poți să dai și un like și un subscribe. Pa, pa!